Vorbim despre politici publice în comunități sustenabile energetic, un subiect care e extrem de actual și vedem ceea ce se întâmplă în ultimii ani, din păcate, cu clima și cât ne influențează viețile, pentru că dacă viitorul planetei și viitorul nostru nu va fi verde, s-ar putea să, în câțiva ani, să nu mai existe, să nu mai existăm. Și atunci, sigur că va trebui să luăm măsuri rapide, să investim în aceste politici publice și să încercăm să ajungem, cel puțin în câțiva ani, la nivelul invitaților și prietenilor noștri din Norvegia, și domnul Serghei a arătat foarte bine aici la ce performanțe s-a ajuns. Vedem cu toții că trăim și nu sunt, să zic așa, informații false. Trăim vremuri în care încălzirea globală nu mai este o poezie, nu mai este un mit. Vedem cu toții că depinde foarte mult de acțiunile noastre. Și suntem aici în sală oameni de administrație, suntem în sală lideri locali, suntem cei care ar trebui să dăm tonul în comunitățile noastre în această direcție. De aceea vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți. Este important să accesăm cât mai multe fonduri în această direcție și toate investițiile pe care le facem să demonstrăm că sunt sustenabile energetic. Ceea ce privește tema de astăzi, bine că în sfârșit, și așa cum se întâmplă pe la noi și vedem zilnic, reacționăm atunci când ne afectează ceva. În ultimii 3 ani de zile, cam așa sunt, criza energetică ne-a pus și pe noi, și acum mă refer la instituțiile statului centrale, să fie preocupate de energia sustenabilă, de economia de energie, de energie alternativă. Cred că ecoul unui astfel de întâlniri trebuie să fie unul foarte pronunțat și să ajungă în cât mai multe locuri. Deci, până la urmă, nu numai că este o modă, o necesitate, știm bine că inclusiv marile firme investesc foarte mult la acest moment în a folosi soluții alternative pentru a asigura energia necesară funcționării.